găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport. Jucătorii de tenis de câmp s-au întors cu o nouă clasare pe podium de la circuitul organizat de Federația de Specialitate. Este o nouă confirmare a faptului că acest sport începe să aducă rezultate din ce în ce mai bune pentru performerii mehedințeni. Cupa Wise, desfășurată la Râmnicu Vâlcea, a dus pentru sportivii de la Clubul Sportiv Alessio Pascali un nou loc întâi într-un turneu organizat de Federația Română de Specialitate. Am fost la turneul Cupa Wise de la Râmnicu Vâlcea, unde Lumința Tutunaru a câștigat locul întâi. A fost un turneu foarte greu, dar din fericire am ajuns unde trebuia. Lumința Tutunaru este mulțumită de rezultat, mai ales de jocul din finală, care a adus puncte în clasamentul Federației de Specialitate. Am fost la Cupa Wise Babola de la Râmnicu Vâlcea, unde am câștigat acest turneu. Colegele au fost foarte bine pregătite, dar muncind am reușit să câștig. Am jucat cu Tudor Andra, unde am pierdut primul set, apoi mi-am revenit și am câștigat următoarele două seturi. Seria turneilor va continua pentru sportivii de la CS Alessio Pascali cu un nou concurs de obiectiv. Urmează turneul național de la Curtea de Argeș, unde o să mergem cu patru sportivi. Tutunaru Luminița, Daia Rareș, Badea Mario și Badea Daria. Vom urmări și ceea ce se va întâmpla la acest turneu și mai ales cum se va finaliza realizarea obiectivelor ambițioase stabilite pentru acest sezon competițional. Așteptăm cu toții meciul de sâmbătă seara cu FC Bihor, care ar fi putut să dea o valoare deosebită rezultatelor obținute până acum de Gas Metan Severin. Nu a fost să fie însă pentru că oaspeții noștri au solicitat și au obținut amânarea acestei partide, din motive cu care Federația Română de Fotbal a fost de acord. Mult așteptatul meci programat de Federația Română de Fotbal pentru sâmbătă de la orele 21 dintre Gas Metan Severin și FC Bihor nu se va mai disputa conform programării inițiale. Motivul invocat de oaspeți are acoperire regulamentară, dar parcă spune și altceva. Cum privește echipa noastră această reprogramare? A fost o cerere pe care adversarii noștri de sâmbătă au făcut-o la Federație, bazată pe regulament într-adevăr, pentru că au convocat doi jucători la Lotul Național de Tineret. Astăzi a venit decizia Federației pe faxul clubului. Într-adevăr, jocul se reprogramează pentru data de 14 septembrie, ora 20. Aveam trei zile consecutive, încercam să o legăm și pe cea de-a patra. Nu s-a putut, este o decizie a Federației și adversarilor pe care o respectăm, însă vom încerca să câștigăm celelalte jocuri pe care le avem, începând cu primul joc din Cupa României de marți de la Târgu Jiu împotriva Pandurilor 2. Vom reveni și cu alte amănunte despre acest joc foarte important, dar din care nu trebuie făcut un obiectiv în sine. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!